vedem pentru nativii Fecioară care este marcajul cel mai important al săptămânii următoare. Ei ar trebui să mențină în viața lor doar ceea ce este impecabil la nivel spiritual. Iată un lucru care este de netăgăduit. Nu sunt încurajate absolut deloc pentru Fecioare grație lui Neptun în semn opus. În această perioadă și în mișcarea Pane retrogradă nu sunt încurajate absolut deloc devierile de la linia destinului. Pentru nativ Fecioară care se întreabă ce înseamnă această deviere de la linia destinului, înseamnă orice situație, lucruri, acțiune, activitate, contract, contacte cu cei din jur, mod în care pun problema sau chiar situații în care acționează strict intuitiv, care nu au legătură cu zona divină, cu morala și cu propriul suflet. Deci ei ar trebui să fie un fel de barometru, să facă lucruri altruiste, principiale, să respecte, să repare situații care poate la un moment dat, să spunem, au ieșit din sfera principială sau morală, pentru că până la urmă toată lumea mai face și greșeli, și să păstreze așa cum ai păstra ceva cu sfințenie, lucrurile care s-au dovedit fără echivoc a fi benefice. Deci pentru nativii Fecioară care s-au antrenat în acest sens, mai ales pentru cei care au avut și antrenori buni, eu mă refer la duhovnici, mă refer la cei care au avut, eu știu, poate chiar persoane care i-au îndrumat corect, pot fi și membrii ai familiei care au avut o ascendență frumoasă asupra lor și au înțeles unde au fost greșelile sau făcute în trecut și le-a părut oarecum rău și au remediat. De acum încolo urmează o traiectorie foarte frumoasă și foarte favorabilă, în primul rând pentru că Saturn se pregătește să intre într-un semn foarte frumos, un semn prieten în Capricorn, în semn de pământ, ceea ce îi va avantaja, mai ales din punct de vedere financiar, dar nu numai, și din punct de vedere al vitalității. Acțiunilor, activităților, acolo vor fi avantajate. Care dinamizează foarte frumos ceea ce Saturn în Săgetător n-a fost chiar atât de lin pentru Fecioare. Iată, deci acum ei ar fi destul de frumos să aspectați și din 15 mai 2018 și intrarea lui Uranus în semnul Taurului. Acum facem o paranteză. Va da certitudine. Exact. Deci ei vor fi marcați de niște aspecte foarte frumoase, dar revenind la săptămâna următoare, trei planete într-un semn tot prieten în Scorpion, două planete în casa banilor, sunt destul de activi în zona aceasta financiară, dar cu multe drumuri, cu mult tracas, foarte multe discuții, foarte multe contacte sociale, se pot afișa pot fi afișate către ei și situații care le propun să-și mai schimbe puțin punctul de vedere în anumite domenii, mai ales în zona aceasta relațională, destul de mult noroc din partea prietenilor apropiați sau a rudelor apropiate, frați, veri sau vecini. Este o perioadă foarte frumoasă pentru ei din punctul acesta de vedere al antrenului social pe relații apropiate. Și de asemenea sunt foarte favorizate acele situații care au un potențial transformator în plan domestic, adică acolo unde ei activează în zona aceasta a imobilelor, a terenurilor, a anumitor, situații care vin cu oportunități din acest punct de vedere al extinderii imobiliare. Deci ar putea să-și dorească, să-și extindă case, să cumpere alte case sau să se extindă din acest punct de vedere. Nu mai doresc să conducă prost niciun fel de acțiune, ei sunt foarte hotărâți și foarte concentrați să direcționeze clar orice acțiune, nimic haotic nu-și mai doresc în viața lor și sunt destul de favorizate și parteneriatele cu potențial financiar. Deci s-ar putea să vedem nativ Fecioară puternic ajutați de către oameni care au potențial financiar și oricum chiar dacă nu neapărat săptămâna următoare, în viitorul apropiat, pentru că se deschide foarte frumos această pasarelă ajutorului cu oameni cu putere financiară. Afacerilor bune, da. La Fecioare, pot activa norocul. Da, la Fecioare au într-adevăr o deschidere către șansă, către noroc. Ceea ce ar trebui să facă ei și să aibă mare atenție asupra acestui aspect este ca aspectul critic să fie ușor ponderat. Sunt foarte critici și nu doar critici.
sunt câteodată caustici în relația cu ceilalți, taxează imediat, lucru care nu-i avantajează întotdeauna, chiar dacă au dreptate. Bine, lucrul nu o fac ăsta, răutate, nu, 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 nu o fac fără dar și poate, dar doar de au dragul un anumit, criticii. Exact, exact, și nu întotdeauna lucrul ăsta favorizează buna relaționare. Mai e un aspect aici pe care eu cred că ar fi bine să cunoască nativii din Fecioară. Li se vor oferi oportunități. Nu întotdeauna aceste oportunități sunt la nivelul pe care ei îl așteaptă. Și atunci trebuie să învețe să se mulțumească și cu mărul mai mic decât cu nimic. Adică să învețe să aprecieze lucrurile și să înțeleagă dacă la momentul respectiv ceea ce li se oferă este ceea ce pot lua într-adevăr și gestiona, chiar dacă își doresc mai mult. Să se întrebe dacă într-adevăr pot acel mai mult. Sau dacă doar destinul le oferă ceea ce pot. Și să deceleze între lucrurile astea. Se mulțumească și cu ofertele mai mici. Pentru că nu întotdeauna vor fi mai rele decât unele care ar putea să cum ar putea identifica, pentru că vorbim și de o zonă ușor misterioasă pentru nativ fecioară cu nodul nord în ultima casă astrologică ei, în casa peștilor. Multă empatie, lor li se cere doar o clipă, li se cere, dar foarte multă empatie acum cu nodul nord în casa peștilor. Asta și spun, să ai o mai mare înțelegere pentru ceilalți, să nu mai fie atât de exigenți cu ceilalți, să fie toleranți și să se muleze pe specificul celor cu care vrea să colaboreze. Deci multe lucruri practic intră de pe direcția revoltei sau de pe direcția criticismului, pe direcția spirituală. Mergem mai departe.